fost un efort foarte, foarte important pentru noi, în care ne-am depășit bariere, în care am învățat foarte multe lucruri, în care n-am crezut că o scoatem la capăt, dar întotdeauna a apărut o soluție miraculoasă într-o noapte sau într-o dimineață. Este cea mai mare terasă verde din Transilvania și insistăm pe acest lucru pentru că, ca și structură, sunt inginer agronom, bunicul a fost silvicultor, tata tot agronom. Suntem o familie de agronomi care sunt legați de pământ. Și atunci, de ce să nu aducem verdele și în viața noastră, mai ales că nu ne putem lăuda cu orașul nostru, pentru că vrem, nu vrem, trebuie să recunoaștem Cluj este un oraș poluat. Și atunci trebuie să facem fiecare pe măsura posibilităților ceva ca să rezolvăm aceste lucruri. Am început în 2010 cu prima terasă verde. Prima terasă verde, o să vedeți și în prezentare, a fost pionier. Era singura macara în 2010 care se învârtea în oraș. Și atunci a venit prima dată ideea că să realizăm o terasă verde. Am început cu fațade verde, 1600 de metri, 300 de metri pătrați de terasă. Am făcut și un mic experiment, am făcut o microlivadă. Toți profesorii mei de la agronomie mi-au spus că nu există așa ceva, că nu se poate să crească un copac să producă mere și cireșe și vișine în 20 de centimetri, dar am realizat acest lucru și sunt mândru de asta. După aceea, pas cu pas, până am ajuns la ceea ce să vedeți, în cea mai parte este cuprinsă de vegetație, o parte din ea este doar însămânțată, la toamnă, bineînțeles, e un organism viu, da? Însă trebuie să-și urmeze ciclul biologic. Și vă invit la toamnă ca să le vedem cum a evoluat și vă invit la primăvara viitoare, când într-adevăr vom vedea totul verde. Ce ne puteți spune de aceste elemente verzi de pe clădire? Da, asta a fost din ciclul provocărilor. Este prima fațadă fotovoltaică inteligentă. Are înăuntru, în interior, în componentă, este importată din Germania și în Germania sunt foarte, foarte puține. Sunt doar doi producători mondiali, o companie japoneză și o companie germană. Are o capacitate extraordinară, fiind fotocatalitică pe bază de dioxid de titan, reușește să producă ozon. Ozon care purifică aerul. Suprafața totală, dar o să vină și producătorul aici, a trimis un reprezentant din Germania, suprafața totală acoperă 150 de arbori. Este impresionant. A fost dificil, dar am reușit să o aducem.